Acum toamna și-a intrat în drepturi și temperaturile au început să scadă de la o zi la alta, virozele și gripele încep să apară în rândul populației. De aceea, Direcția de Sănătate Publică Neamț a trimis conducerii Spitalului Municipal de Urgență Roman metodologia de supraveghere și de monitorizare a cazurilor de gripă. Este sezonul gripei și a infecțiilor respiratorii acute. Și cam fiecare an, în această perioadă, pentru sezonul rece 2016-2017, am primit metodologia de supraveghere a cazurilor de gripă de la Direcția de Sănătate Publică. La începutul sezonului rece, anumite categorii de persoane sunt sfătuite să se imunizeze împotriva acestor afecțiuni, având posibilitatea de a opta pentru administrarea vaccinului antigripal. Aceste grupe sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 64 de ani, aflați în evidențele medicilor cu afecțiuni cronice, de genul afecțiuni pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, cu diabet zaharat, cu obezitate, ASP sau virusul imunodeficienței umane. Gravidele, medicile, cadrele sanitare, medici, personalul auxiliar din spitale, cât și din unitățile sanitare ambulatorii, inclusiv din instituțiile de ocrotire copii sau bătrâni, persoanele sau adulții și copiii rezidente în instituțiile de ocrotire socială, precum și persoanele care acordă asistență medicală, socială și asistență și îngrijire la domiciliu, și persoanele cu vârsta mai mare de 65 de ani. Pentru acestea, repet, este recomandată în această perioadă vaccinarea antigripală. În afară de vaccinul antigripal, pentru a nu contacta virozele, în această perioadă este necesar să fie respectate normele generale de igienă, precum spălarea mâinilor ori de câte ori e nevoie și păstrarea unei curățenii corporale riguroase. Este indicat consumul de fructe și legume care asigură un aport optim de vitamine pentru întărirea sistemului imunitar și este important să se respecte orele de somn pentru a evita slăbirea sistemului imunitar. Pentru campania de vaccinare 2016-2017 au fost catagrafiați 35.000 de nemțeni. Procesul de imunizare va începe după data de 15 octombrie.